Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou, viața la bloc nu e chiar așa simplă. Uneori principala problemă e faptul că blocul mai e locuit și de alții. Sigur, nu doar la bloc se întâmplă, se mai întâmplă și la case. Am un amic care a fost ani de zile într-o luptă cu un vecin care punea muzică foarte tare, un anumit tip de muzică. Și deși l-a rugat de nenumărate ori să nu mai facă asta, ăla nu s-a oprit, drept pentru care el și-a cumpărat un sistem audio foarte puternic și a dat și el tare. Da. Și a fost o luptă. Dar vecinul inițial ce asculta? Adiță? Nu contează, gusturile. Am înțeles. Muzicale sunt variate, subiective și în felul ăsta au reușit să se oprească. Și a mai difuzat, uite, poate găsim sunetul respectiv. A difuzat mult timp un sunet, sunetul care pare că crește tot timpul și nu se termină niciodată. Ți-l caut. O să facem la sunet. Nu, Petreanu, facem un mic moment. Da, de aici multe probleme în cazul reclamații sesizării. În Alba Iulia, de exemplu, locatarii unui bloc au strâns semnături în încercarea de a evacua un cocker spaniel. Sau spaniol. Băi, deci nu, da. Spaniol. Spaniel. Azi o zi specială, după ce au prins ăștia nevăzători. Da. Mergând cu viteză mare, ăștia evacuează un cățel. Un cățel, mă, un cățel. Pe cățel îl cheamă Mikey. Acuzația este că patrupedul se plimbă prea mult cu liftul și uzează echipamentul. Adevărul e că animalul nu folosește liftul de capul lui, ci este însoțit și dus de stăpân. Dar da multă apă. Stăpânul, da, scoate la plimbare și vecinii sunt nemulțumiți că îl scoate la plimbare prea des și nu pot să-l evacueze pe om. Omul nu poate fi evacuat, dar l-au găsit pe la micul de vină, pe Mikey, care de altfel e trecut și la întreținere. Dar tot degeaba, vecinii tot vor să-l evacueze, pentru că spre deosebire de ei, Mikey merge cu liftul și... Prea mult. Prea mult, da. Și faptul că nu există legislație pentru evacuarea unui câine care stă cu omul lui într-un apartament, nu pare să impresioneze vecinii. Și asta e. Adevărul că, pe cuvânt, cu vecinii poți să ai cele mai mari surprize. Când stăteam la bloc și am montat aer condiționat, a venit vecinul de dedesubt să protesteze că dacă eu îmi pun aerul condiționat acolo, pe balcon, din el o să curgă apă, adică are apă aia. Așa, de condens, da, de evacuare, care o să cadă pe balustrada lui și o să ruginească. Și eu am întrebat, bine, dar cum faceți cu ploaia? Nu vă supărați. Adică, dar am înțeles problema și atunci am tras țeava într-un bidon ca să nu mai curgă. Dar ideea că ruginește de la apa de condens, dar nu ruginește de la ploaie, cum, ce faci într-o astfel de situație? Dar tu-ți imaginezi acum discuția în casă, el cu soția, vecinul cu soția, băi, s-a mutat ăsta la... Cât ai fi statul ăla, ce te-aș părăsise. Deci tu ai apucat să-i pui pe balustradă? Nu, a văzut. După aia a pus-o în găleată. A văzut că urma să... Omul știe cum funcționează. A făcut socoteala, a calculat unghiul, a știut. Da, mă, da. A gândit-o foarte bine. Nu s-a exprimat cum trebuie. Dar vezi că... A fost acolo, nu m-am opus. E picătura chinezească, băi, nene, când îți picură pe ăla... Să știi că eu am avut problema asta. Și eu am. Adică am avut-o cu un vecin de jos. Înainte să pun țeavă de aia mai lungă așa, îi curgea de la mine, de la aerul condiționat și făcea poc, poc, da, poc. Nasol. Și mi-a zis omul, nu mi-a zis că îi ruginește așa, dar mi-a zis ce e enervant. La un moment dat, dacă vrei să dormi și așa, și dai drumul noaptea, te distruge. Un bidon, mai ales de 5 litri. Nu, am pus o țeavă mai lungă și se ducea mai jos. Eu am un vecin care are țeavă lungă. Nu e frumos, mă, Zaf, stai puțin, să picuri pe oamenii care trec pe stradă. Nu, că era grădină jos, era grădina blocului, cum ar veni. Aș gropiță. Reclamăm că... în țările civilizate nu există. Ce nu există? Aparatele astea de aer condiționat pe care le avem noi. Există aer condiționat centralizat sau nu există? Da, de aia și mor de cald vara, pentru că nu le dă voie să-și pună aer condiționat pe fațadă, să nu strice fațada. Dar eu am un vecin... La noi fațada vine gata stricată, nu-i nicio problemă. Căruia i s-a spart tubulatura aia exterioară, știi? Furtunul care duce la țeava care e prelungită. Da. Are o spărtură în ea. Așa. Și picură e aparatul meu de aer condiționat. Apropo de balustrada lui. Nu ruginește. Băi, nene, dacă o dată, ai, nu poți să stai cu geamul deschis, vara, că e nenorocire, că e bing, bing. Lipește-și tu o burete de el. Nu, că n-ai, e super nasol. Da. Poți să încerci cu o plasă, dar poți să-i spui să-și rezolve. Mi-e milă de el, că trebuie să cheme să-i schimbe toată aia. Adică nu e ceva simplu de făcut. Da, el știe care e problema asta? Nu știe. Nici nu-i spus. N-am vrut să-l necăjesc. Da. Ce vecini reclamagii aveți, prieteni? Cu ce vecini v-ați confruntat și de ce? Ce sesizări ați făcut sau vi s-au făcut? Ce reclamații
Cu ce reclamații v-ați Și dacă luptat? Aveți povești, ești din comun. Cu ce probleme? 0372069599. Haideți să redem un pic în dimineața asta, să vorbim despre reclamații și vecini reclamagii și sesizări și ce probleme mai prezintă traiul la bloc în general. 0372069599. Ne-am întors, 7:43. Vorbim despre vecinii noștri, adică despre noi ieșine, că toți suntem vecini, cumva în țară. Băi, am un cățel deasupra, latră săracul jumătate de zi, l-au lăsat, îl lasă stăpânii acasă. Da, săracul, singur, asta e problema. Și mi-e și milă de el, știi? Știi ce poți face? Poți să-l scoți tu la plimbare. Uite, Ana, vorbești cu vecinii și te oferi să-l scoți la plimbare, faci și o plimbărică, mai dai jos bortica de bere. Așa super este. Idee. Cățelul devine prietenul tău. Mai fac cunoștință cu oameni prin cartier. Uh-huh. Anastasia scurt. Spune că are un vecin care a strănut odată și după aia a strănut încă de 5 ori. Și atât. Adică a spus ce o deranjează. George, maică, bună dimineața. Maică-mea strănută, maică-mea strănută de 3 ori, când e sănătoasă. Dacă strănută numai o dată, e răcită, e ceva. George, neața. Eu vă aud. Să trăiești. Neața. Salut. Salutare, salutare. Care-i povestea ta? Ce interesant să vă aud. Vă tot ascult de atâta vreme și acum vă aud la modul, vorbim cu mine complet altă senzație. În fine. Nu știu, pe principiu m-am dus la pomul laudat cu sacul și n-am făcut neapărat eu o plângere, însă am rămas stupefiat să văd că într-un anume complex în care s-a vândut a fi premium, oameni de calitate și, mă rog, asta n-ai de unde să știi, dar așa mai departe, în momentul în care ajungi acasă, nu știu, vii și tu de unde vii seara când, sau eu știu, ai de terminat totul și zici, gata, mă duc și eu și mă relaxez acasă. Ajungi la etajul tău, ieși din lift și apoi vezi, pentru că treci prin fața multor uși până ajungi la ușa ta, vezi în fața ușilor vecinilor gunoi. Ah, da. Băi, nici eu n-am înțeles asta. Dacă tot scos gunoiul ăla, nu lăsam fața ușii, că... Încerc să înțeleg, pentru că și eu trebuie să duc gunoiul, că ajung acasă și da. Soția zice... Adică care-i planul? Scoți gunoiul în fața ușii și după aia... Deci, bun. Vine cineva să-l ia? Niciodată. Stai puțin, unde ce? Aveți ghena? Da, aici e chestia interesantă. La capătul culoarului. Unde e ghena? Am văzut cu cei de la administrație. Nu, ghena este într-adevăr la parter, de fapt. Ai văzut? La minus 1, la parcare da. Și nu știu ce. Și duce gunoiul și-mi pleacă. Oamenii duc doar că... pe drum. Eu okay. Am încercat să investighez situația, că nu înțeleg, adică îmi dă cu virgulă aici. Deci dacă vrei să duci gunoiul acum, îl lași la ușă, te îmbraci, pui pantofii, iei gunoiul și ai plecat. Nu-l scoți afară, la spațiu comun al... Îl scoți afară al să nu miroasă tuturor. În casă, ce nu înțelegi? Dar să miroasă pe hol. Păi, da, ce? Păi nu, e spațiul nu, tău? Nu, asta e chestia. Asta e chestia. Că se pare că nu este motivul. Da care? Că am bătut la un moment dat plin de nervi așa, când plecam din casă cu tot bagajul și cu asta, am bătut la ușă, l-am sunat. Nu si? Cunosc vecinii, că sunt proaspăt mutat acolo și am zis... De fapt, nu i-am spus, în privire, m-am uitat la el, m-am uitat la jos. Și a înțeles aluzia. Nu e ok. Și el s-a uitat, băi, vecina, ai dreptate. Dar zic, care-i treaba? El ieșise de la duș atunci, deci a scos gunoiul să facă duș ca să ducă proaspăt cu gunoiul. Nu știu, treaba de asta, nu? Mulțumim! Da, e complicat până la urmă. Hai să ascultăm și ceva mesaje. Salut, băieți, neața, băieți. Eu am avut un vecin care, mă rog, Dumnezeu să-l ierte că a murit. Am reproșat că cățeaua mea, ciupănesc mioritic, noaptea latră în direcția casei lui și s-aude mai tare. Mă, băiatule. Salutare, Cristi din Râmnicu Sărat. Salut, Cristi. Când latră ciupănesc mioritic, vibrează geamurile, nene. Spre. Cum mă latră spre? Am și la noi în cartier este... Și latră spre tine? Un Terranova. Nu știu dacă latră spre mine, un Terranova, dar este la vreo 8 străzi depărtare. Bă, când latră ăla la uzi, de la 8 străzi, înțelegi? Adrian, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Bună! Ce să vă spun? Eu am un vecin cel mai perfect. Ah, se aude foarte, foarte nasol. Poți să vorbești la telefon, dacă ești pe speaker sau ceva, sau pe da, car kit? Și conduc între timp. Deci, nu te auzim, îmi pare rău, trebuie să încerci să ne suni de pe alt aparat, că nu merge, nu ne înțelegem. 0372069599. Hai să mai ascultăm un mesaj între timp. Da. Neața, băieți, în timpul lucrărilor de amenajare, reamenajare a apartamentului pe care îl posed, în urma unor
lucrări efectuate la instalația de scurgere. L-am inundat pe vecinul de sub, vecina de deasupra, care e ceva de speriat. S-a plâns că și pe ea am inundat-o. Asta a fost cea mai tare chestie. Cum, mă? Nu voi ați înțeles? Cum? Deci cum? Deci vecina deasupra, da? S-a plâns că a inundat-o și pe ea, când a inundat pe vecinul de jos. Păi... Omul ăsta a inundat vecinul de jos. Și aia de deasupra. Păi, capilaritate. Aș doar ne mai inundat și pe mine. S-a evaporat. Constantin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Constantine. Bună dimineața, de la Brașov vă sun. Să trăiești. Am un vecin care are prea multe ouă și mi le sparge de parbrizul meu. Nu cred, de ce? Cum adică are prea multe ouă? Datorită faptului că i-am solicitat să nu mai țină parcările libere, el le ocupă, pune bidoane pline cu apă, ridică fiarele mastodonțe în sus, uh-huh. Și ca fiecare om care pleacă dintr-un cartier în altul sau vine cineva, are nevoie de o parcare. El nu, le ocupă și pe toți care vine și tinde să ocupe o parcare, îi înjură. Uh-huh. Și eu, pentru că i-am atras atenția, mi-a spart ouăle de parbriz. Deci cumpără ouă pentru asta? Probabil. Mă, ei, nu, da, dar o face în orice anotimp sau în special iarna, că atunci e interesant. Nu știu, cred, vara a făcut-o. Unde vara se petrece acțiunea? În cartierul Răcadău, Brașov. La Brașov. Noi aici la București, eu sper să o ducă până la capăt primăriile astea ale noastre care fac locuri albastre și nu știu ce și abonamente și nu știu cum. Băi, nene, să desfințeze, într-adevăr, pentru unii oameni e prea mult povara asta unui loc de parcare la proprietății. E prea, băie, ca în western-uri, cum stăteau aia cu pușca. Oamenii sunt razna. Apropo de ce povestea omul ăsta. Cu pus bidoane, cu aruncat cu obiecte, cu făcut scandal, sunt demenți complet pentru un loc de... Și sunt tot felul de aia care n-au nicio treabă. Nu e nicio mașină acolo, ei păzesc locul. Dom'le, știu eu pe proprietar sau sunt taică-sul, nu contează. Luana, bună dimineața! Bună, Luana! Bună dimineața! Bună! Vreau să vă spun că în blocul unde am locuit înainte, era relativ aproape de o cale ferată și automat, bine, promisiunea constructorului era ca va ridica anumiți parapeti în aceea ca să izoleze un pic fonic. De antifonare, nu da. Nu s-a întâmplat. Da. Dar ideea e că trenul trecea destul de aproape și deranja vecinii. Uh-huh. Și soluția vecinilor noștri a fost să depună o plângere, să mute calea ferată. Să mute calea ferată, da. Astea sunt clasice, sunt la un moment dat, în urmă cu mai mulți ani, niște oameni care își făcuseră case în pădurea Băneasa, erau nemulțumiți că acolo s-a întâmplat să fie și grădina zoologică de 60 de ani și voiau să fie mutată. Au fost reclamații și pentru aeroportul din Băneasa. Da, și aeroportul îi deranja. Că îi deranjează, dar ei au construit fix lângă pistă. Da. Alexandru ne scrie că în situațiile celor care își lasă sacii de gunoi pe holul blocului, descris mai devreme, el le rupe sacii și când nu-i pleacă, îi se împrăștie cu noi. Mamă, ce viață frumoasă e. Nu-i frumos, nu-i frumos. Plină de evenimente. Vă mulțumim pentru mesajele voastre și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.